Vineri 12 mai s-a marcat un moment important pentru muzica clasică din Suceava, odată cu înființarea oficială a orchestrei Crainou Bucovina. Primul concert al acestei noi formații a avut loc în aceeași seară în cadrul unui spectacol simfonic extraordinar intitulat Suceveni pentru Suceveni. Anunțul privind înființarea orchestrei a fost făcut de către președintele juriului Festivalului Internațional Ciprian Porumbescu, Gabriel Croitoru, în cadrul unei conferințe de presă susținută împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Barbă. Festivalul Internațional Ciprian Porumbescu din acest an se desfășoară sub egida Anului Ciprian Porumbescu, iar evenimentele sub acest însemn vor continua până pe 14 octombrie. Pe 14 octombrie va debuta festivalul, iar gala va avea loc pe 19 octombrie. Înainte de acestea, un moment important va avea loc pe 5 iunie la Stupca, când se vor comemora 140 de ani de la moartea marelui compozitor. Nicolae Barbă a subliniat importanța concertului de debut și a menționat că ziua de 12 mai a fost aleasă intenționat pentru a marca începutul concursului și pentru a aduce un eveniment special pentru Suceava și Bucovina. Gabriel Croitoru a ținut să mulțumească Consiliului Județean Suceava pentru sprijinul acordat în organizarea festivalului și în proiectele legate de acestea prin intermediul Centrului Cultural Bucovina. De asemenea, a făcut dezvăluirea mult așteptată referitoare la orchestra Crainou Bucovina, afirmând că aceasta va debuta cu un concert care va purta numele lui Ciprian Porumbescu și va pune în valoare prestigiul acestui mare compozitor.